Pandurii a pierdut cu 1-3 pe terenul celor de la FC Botoșani, echipa aflată pe locul 8 în clasamentul Ligii 1. Roman Cucu și Golovka au semnat reușitele echipei lui Leo Grozavu, care a obținut al 9-lea succes stagional. Mihai Roman a marcat în minutul 11 din centrala lui Buș. Hlistei nu l-a putut învinge pe Cobra din lovitură liberă în minutul 14, însă Negruț a egalat peste 6 minute cu o execuție frumoasă din careu. FC Botoșani a preluat conducerea după reușita lui Cucu în minutul 64. Golovka a stabilit scorul final 3-1 în minutul 80, iar Buș a ratat incredibil în prelungiri cu poarta goală. Pentru FC Botoșani a fost al 9-lea succes stagional, în timp ce Pandurii Târgu Jiu a ajuns la 12 eșecuri. De la reluarea campionatului, Pandurii nu a reușit nicio victorie. Au înregistrat o singură remiză cu CSM Iași. În rest, eșecurile s-au ținut lanț. Fotbaliștii gorjeni au mai coborât un loc în clasament, ajungând pe locul 13, glonț către retrogradare.